Cula a fost ridicată pe două nivele de boierii izvoreni în secolul al XVIII-lea, cel mai probabil în deceniul 1780-1790. Jumătate de secol mai târziu, Radu Grecescu este cel care construiește cel de-al treilea etaj, cu foișor. La începutul secolului 20 este adăugată cursiva de lemn. Mai nimic nu aduce însă aminte de acele vremuri în care cula izvoranu Geblescu veghea mândră plaiurile Brabovei. Ruina amâncată în cuiala până la temelie, iar balcoanele frumos lucrate în lemn la înălțime se prăbușesc pe rând în fața nepăsării prezentului. Câteva ciori ne privesc mirate, pentru că nu sunt obișnuite ca cineva să mai treacă prin zonă. Despre situația gravă în care se află cula izvoranu Geblescu s-a vorbit și în ultima ședință a Colegiului Prefectural Dolj. În perioada delugată de la trecere în proprietatea statului cu prilejul naționalizărilor din 50-52 și până în 2015, clădirea a fost administrată de primăria Brabova. Vorba vine a fost administrată, eu colindam județul în perioada aia și în ultimul timp am colindat mai puțin. Tot discutam cu foștii primari, mereu mergeam și insistam să facă ceva măcar pentru a acoperi, să nu mai curgă, să degradeze. N-a fost posibil. În anul 2015, cula izvoranu Geblescu a trecut în administrarea Consiliului Județean Dolj, care a încredințat-o Muzeului Olteniei. Specialiștii de la muzeu au elaborat documentația tehnică pentru consolidarea, restaurarea și revitalizarea construcției, practic pentru salvarea acesteia. Având în vedere că din 90 și până în prezent clădirea culei izvoranu Geblescu din Brabova aflată în proprietatea statului a fost lipsită de orice fel de lucrări de protejare, de reparații, de întreținere, construcția se află de asemenea în stare foarte rea de conservare, cu pericol iminent de degradare, de ruinare, astfel încât considerăm necesar și oportun să se demareze cât mai urgent posibil lucrările de consolidare și restaurare. Culele sunt de fapt mici cetăți și reprezintă cele mai pitorești construcții din Oltenia. Au fost multe acum câteva secole, acum sunt tot mai puține și pentru și mai puține există șanse de a fi salvate din fața timpului care le vrea, dincolo de orice și cu aprobarea tacită a vremii, ruine.